Pentru prima dată a fost organizată o probă eliminatorie sportivă în recrutarea polițiștilor locali. S-a întâmplat în sectorul 6, acolo unde au concurat câte 4 candidați pentru un singur loc. Pentru admiși urmează acum proba scrisă. Candidații pentru un post în poliția locală a sectorului 6 sunt nevoiți mai nou să treacă de o probă sportivă, considerată probă eliminatorie, a anunțat primarul Ciprian Ciucu. Avem nevoie de polițiști locali care să fie bine pregătiți și fizic, pentru că trebuie să fie toată ziua în comunitate, trebuie să meargă pe jos, trebuie să aibă un fizic care să le permită și de aceea am introdus această probă sportivă eliminatorie. Și avem nevoie în sectorul 6 de polițiști care să-și asume spațiul public. Adică trebuie să vadă ce se întâmplă în stânga și în dreapta, trebuie ca să se implice și trebuie să fie permanent parte din comunitate, să se poată impune în fața cetățenilor și în același timp să le și să arăt în ajutor atunci când este nevoie. Pe 11 locuri câte au fost scoase la concurs în sectorul 6 s-au înscris 53 de candidați. Doar 30 au trecut de proba eliminatorie. Este un vis de-al meu ca să devin polițist, că pentru oameni, în primul rând, pentru ordine, pentru disciplină, îmi doresc foarte tare și sper să mă îndeplinesc visul. Am ales partea de intervenție, pentru că este mult mai activă și sunt sigură că pot să ajut oarecum pe chestia asta de ordine publică și disciplină. Sincer, de când eram mic, îmi doream să ajung polițist. Mă văd și la pensie din meseria asta, da. Ai emoții? Nu. Cam mai trecut prin probe sportive, deci și un pic mai greuțe și mă voi descurca. Cei care au reușit să scoată timpii necesari se pregătesc acum pentru proba scrisă ce va avea loc pe 20 aprilie.